Salutare și bine ați venit pe canalul nostru. Astăzi ne-am gândit să vă scoatem în oraș și să vă arătăm niște prețuri din supermarket. Acesta este supermarketul. Vom intra înăuntru și vom vedea prețurile. Uite, mâncare. Sunt partea asta. Un mușchi de porc. Da. Costă 3,80 lire și are 586 de grame. Nice. E 6,49 kg. Asta e burtă de porc. 3 lire? Nu văd prețul de preț. Aici 3 lire jumătate de kil. Care și puiul? E de față. Are și prețul de față. Asta e pui bucățelit. Dacă ai ce hai venit să alegem niște picățel de pasăre. Asta e un de pasăr, acum. Carne tocată de porc. 400 de grame de picățel de pasăre vacă, costă o liră. Nice. Asta e carne tocată de vacă, de fapt, nu de porc. Cam de jos. Și urcăm în nivel. Ia să vedem ce găsim în condimentul ăla. Oregano. Asta este o 60 de grame. Oregano, 2,50 lire. Amestec de condimente. Amestec însemnând cimbru, oregano, pătrunjel, salvie și busuioc. Tot 2,50 lire. Black pepper. Piper negru. Piper negru, 275 de grame, dar nu e măcinat, sunt boabe întregi. E 4 lire borcanul. Un ulei bun extra virgin. E 8 lire 35 un litru. Wow. Dar asta e calitate superioară, de este cel scump. O să iau 2 litri. De ulei cu trufe. Trufe albe. Sunt trufe? Trufe albe scrie. Starara. Și 2,55 sticluța asta mică de 250. Ia să vedem ce mai e. Nucă de cocos, extra virgin. E jumătate de kilogram, 6 lire. Ulei de floare soarelui. 1 lire 09 litru. Așa, asta este oțetul, nu? Oțet. Oțet, iată, trebuie un oțet din ăsta bun. Organic apples. Oțet de măr. Cidru de măr, oțet de cidru de măr? Da. Wow, 10 lire. Aici eu am o variază de sushi. Mă arăt niște prețuri. 5 lire 30. 10 lire. Foarte, foarte interesant. Stai mici, 2 lire 60. 3,75. Wow. Prețuri bune la sushi. Suc tropicana. Sucurile astea sunt foarte bune. Din astea beam la Dubai. Le recomand pentru că sunt naturale și foarte, foarte, foarte bune. La reducere. E un litru 350 de mililitri, 2,50 lire.
deci această sticlă este 2,50 lei. Sticlă mai mică, e 1,65, zic ei că e jumătate de preț, prețul normal e 3,30. Cam scurt. Da. O Tropicana, dacă vă era dor de Tropicana, e 4 litre, are 1,7 kg. O Tropicana la 850, 2 lire. Și sucul lor? Au și ei sucul lor aici sau doar? Cred că asta este. Ia să vedem dacă e făcut pentru ei, pentru firma lor. Da, este făcut pentru ei. Adică brânză stricată. Cu mucegai îmi place mie. Partea asta ce măsline. E? Astea sunt deja preparate, au da, lămâie, fel și fel de ierburi. Da. Uite cum o să arată ardei ăsta, uite înăuntru aici. Frumușel. Așa ceva. Cașcaval feliat, cât este? Cașcaval feliat, asta este... Asta este de la firma lor, deci ar trebui să fie cel mai ieftin. Păi, dar 200 de grame, 2,50 lire. 10 felii de cașcaval. Doar 5 feliuțe. Astea îmi plac mie de obicei. Și costă 2,45 lire. Dar de pasăre ce zic? Uite, astea sunt de cică. Așa. E la fel, doar că e de pasăre. Piper. Uite, astea arată bine. Da. Uite, 2 lire aproape. 1,90 lire. Astea arată bine. Dar asta e șuncă presată. A. Vrei șuncă presată? Nu, neapărat. Arăta drăguț. Haide să vedem și laptele cât costă. Asta e lapte semi-degresat, cred. Da. E 2 kg 272 de litri. 1,15 lire. Da. Râs de mine, nu? Da, pentru că ai zis că e 2 kg. 2 litri, da. 2 kg de litri. E ok. Ia să vedem. Ketchup mai este ketchupul făcut pentru ei, pentru magazinul ăsta. Asta este pentru magazinul lor, iar ăsta este cel mai popular ketchup la ei. Da, dar nouă nu ne place pentru că are foarte mult oțet. Ei mănâncă cu foarte mult oțet. A? Asta e? Da, să filmezi și pizzele. Dar e pizza aici, garantat. Da? Da. Puteți să acolo trebuie. Oh. Yes. Pepsi. Cam asta a fost vlogul nostru. Dacă v-au plăcut prețurile din magazin și mai vreți să mai vedeți, vă rugăm să ne urmăriți, să ne dați un like, un share, un subscribe. Ne vedem data viitoare. Pa! Pa.